Orice relație presupune compromisuri. Problema este să știm până unde sau până când facem aceste compromisuri și cât de multe pot să fie ca să nu ne afecteze pe noi. În romanul Femeia albă pe bicicleta verde, Monique Roffey, autoarea, vorbește despre o englezoaică care s-a mutat în Trinidad, care este locul de baștină al scriitoarei, din Anglia, pentru o perioadă limitată la dorința soțului. La un moment dat conștientizează că a cedat prea mult, că a făcut prea multe compromisuri și pentru ea e prea târziu. Filmul Soția vorbește despre același lucru, o soție de premiat Nobel pentru literatură, care în momentul în care soțul ei primește premiul respectiv, ajunge la concluzia că viața ei a fost cumva inutilă și nu i-a oferit nimic.